Slăviți să fie toate. Mulțumim pentru că ne putem găsi, încă ne mai putem găsi împreună. Ce minunat este atunci când Scriptura lui Dumnezeu se supune ascultării Cuvântului lui Dumnezeu și nu numai Cuvântul, ci dacă îl trăim și dacă îl punem în practica vieții noastre, să putem simți bucuria aceasta. Pentru că am fost, desigur, așa cum am auzit încă de la zbor, de la predică și de dimineață până la sfârșit. Zice un cuvânt în Evanghelie Matei, deci în capitolul 13. Cine are urechi să asculte. Dar cuvântul lui Dumnezeu, desigur, de la ureche până la inimă, e o distanță foarte mare. Și aici se poate pierde învățătura, se poate pierde cuvântul, se poate pierde sfaturile și îndemnurile minunate, dacă nu ne apropiem din toată inima, așa se spune Sfântul Domnul. Zice, eu mă las descoperit tuturor celor ce mă caută din toată inima. Dacă mari oameni ai Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel către evrei, norul acesta de martori care ne înconjoară și în biserica aceasta și în toate bisericile de pretutindeni, pe întreg pământul care îl iubesc și care vrea într-adevăr să moștenească viața veșnică, așa cum spunea și fratele, trebuie o pregătire întinsă. Trebuie o pregătire totală, așa cum citim aici, Cuvântul lui Dumnezeu care îl vorbește Sfântul Apostol Pavel către evrei. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu lor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice pedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinții noastre, adică la Domnul Iisus Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a desprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din pricina păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Alergând, căutând și cercetând într-adevăr, viața Sfinților noștri înaintași a părinților noștri duhovnicești, așa cum spunea fratele Petrică, de cei care sunt înmormântați și aici, care au dus pe umile lor lucrarea aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, s-au ostenit, au trudit și au lăsat în urma lor urme așa de frumoase, așa de curate și așa de desăvârșite, putem spune. De aceea Sfântul Apostol Pavel zice, călcați pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. De aceea ni se cuvine și nouă, fiecare dintre noi, să căutăm cărările acestea pe care au mers înaintașii noștri. Priviți la mai mare voștri, să spunem mai departe, în capitolul 13. Și la felul lor de viețuire, dar să privim și cum au sfârșit ei și unde au sfârșit ei. Că mulți au început, dar n-au mai sfârșit așa cum trebuia să sfârșească. De aceea ne găsim în locul acesta a cerceta, a primi
și a luat îndemnul cel curat și sfânt în inimile noastre pentru a-L urma pe Domnul Iisus pe urmele sfinților noștri părinți. Mă gândeam de sigur cum vorbea Potropopul azi de blândețea Sfântului și marele om făcător de minuni, Nicolae. Și m-am gândit desigur mergând spre casă și am zis, unde a fost blândețea lui când l-a lovit chiar peste o brață? Pentru că căuta să strânge cărările drepte a învățături curate pe care o lăsa pe Domnul Iisus Hristos. De aceea și pe noi ne învață nu să lovim, ci să ne rugăm și să stăruim înaintea Domnului și pentru cei care încă nu li s-au descoperit adevărul Evangheliei. Ce lucru greu este ca să vii în casa Domnului, ca să vii în adunarea lui Dumnezeu și să nu înțelegi mersul cel frumos și sfânt și să stai împotriva celor care un adevăr, celor care s-au trudit, celor care s-au jertfit și au trăit frumos. De aceea și noi, în ziua aceasta, avem ocazia să ne cercetăm, așa cum spune cuvântul, cercetează-te pe tine însuți și vezi dacă ești în credință, dacă ești pe calea cea bună sau nu. Și să ne întoarcem fiecare din inimile noastre pe calea cea bună ca să-L urmăm pe Domnul cu statornicie, ca cei care vin în urma noastră să nu șchiopăteze, să nu se abată de pe parte. De aceea mulțumim pentru întâlnirea noastră și rugăm pe Domnul să lucreze la inima noastră ca truda, ca oboseala și călătoria noastră până în locul acesta. Desigur, nu-i ușor pentru unii să se deplaseze, să vină de dimineață, să asculte în dușba și să vină și după masă la adunare să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dar face să venim în locul acesta, pentru că așa cum spune Domnul în Evanghelia, dar Sfântul Evanghelie Matei, că acolo unde sunt doi sau trei adunați, cu adevărat în numele Lui, El este acolo. Să-L ascultăm și să-L urmăm cu smerenie și cu nădejde până la capătul călătorii noastre, slăvise pe Domnul. 800